Eu nu trebuia să spun niciun cuvânt, dar este o cerință a fratelui dintr-un moment când îi spuneam câteva cuvinte la spital, la Timișoara, și printre altele, dânsul a spus: frate Valer, am nevoie de răbdare. Și atunci i-am citit din Epistola Apostolului Pavel de la Evrei: să nu vă pierdeți încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, că după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină răbdare și foarte puțină răbdare și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Răbdare, o încă puțină răbdare, sus ochii și gândul și brațul și pașii, slăvita cetate, cerească răsare, iar cea mai frumoasă și sfântă intrare, e aceea prin care te înalță vrăjmașii. Răbdare, în chinuri și în lipsă răbdare, în izbucium, în lupte și în dorul fierbinte, pe frața brăzdată de lacrimi amare, vor cerne lumină răsfrângeri de soare, din slaba ce vine priviți înainte. Răbdare în viață și în moarte, răbdare, al tău e triumful din beacul ce vine, când noaptea apune, când ziua răsare, nu moarte-i aceea, ci viață și harie, răsplata răbdării îndelungi și senine. Răbdare, o încă puțină răbdare, privește răsplata săbirui suspinul și treci peste moarte cu a vieții cântare. Răbdare, o încă puțină răbdare, căci vine seninul, seninul, seninul. Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să depunem împreună câteva gânduri și de aceea începem cu cuvintele Sfintei Scripturi. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Căci a vorbi astăzi despre fratele meu mai mare, Traian Dorz, însemnează am deschide buzele ca să vestesc lauda lui Dumnezeu. L-am cunoscut pe fratele Traian, așa cum poate puțin dintre dumneavoastră l-ați cunoscut. Ca să nu pătrundă lumina, uitându-se că în spatele scândurilor și ale zăbrelelor se afla lumina. Și acea lumină era în sufletele noastre, acea lumină o răspândea în jurul său fratele Traian. N-a fost ușor, n-a fost plăcut pentru trupul nostru răstignit acolo. Dar l-am simțit permanent în noi, pe aceeași cruce răstignit, pe Mântuitorul nostru Hristos. Această unitate pe care am simțit-o, avându-L pe Hristos în noi, a fost aceea care ne-a dat lumină, care ne-a dat tărie, care ne-a dat speranță. Am învățat să ne iubim între noi, așa cum Hristos i-a iubit
pe cei pe care i-a chemat la lumină și pe cei care au vrut să acopere lumina. Puține ne-a vorbit fratele Traian atunci. Pentru că gurile ne erau ferecate. Puține și dumneavoastră astăzi poate veți putea vorbi. Nu aveți cu toții la îndemână amvoane. Nu aveți cu toții la îndemână tribune. Dar aveți la dispoziție un cuvânt mai puternic decât orice vorbă. Aveți la dispoziție rugăciunea. Aveți la dispoziție dragostea. Aveți la dispoziție fapta bună. Și atunci când nu-L puteți mărturisi pe Hristos cu cuvântul, mult mai puternic îl veți putea mărturisi iubindu-vă. Iubindu-i pe toți cei care vă iubesc. Iubindu-i pe toți cei care nu vă iubesc. Căci iubind, îl aducem pe Hristos în noi. Dumnezeu este iubire, spunea Sfântul Apostol Ioan. Iubind, îl aducem pe Dumnezeu în noi. Cine dintre noi ar putea visa o mai mare putere decât aceasta? Decât să-L aducă pe Dumnezeu în sufletul său și să-L comunice, să-L împărtășească pe Dumnezeu aproape lui său. Acest lucru l-a făcut fratele Traian în închisoare. A iubit. A iubit. Și a iubit. Este lecția cea mai profundă, lecția cea mai sfântă pe care am învățat-o de la El. Și dacă dumneavoastră care l-ați cunoscut sau nu l-ați cunoscut, sau doar l-ați auzit sau doar l-ați cântat, dacă ați învățat atât de la El, ați învățat tot ceea ce ar fi vrut să vă învețe. Să vă iubiți unii pe alții. Știind că iubind, îi dați putința lui Dumnezeu să se mărturisească și să se manifeste în lume, căci El este iubire și vrea să iubească și să-i mântuiască pe toți. Dar opera aceasta de mântuire se săvârșește prin noi, prin cuvântul și prin dragostea noastră, așa după cum prin pilda și prin fapta sa, fratele Traian a făcut-o răspândind învățătura și împărăția lui Hristos în sufletele celor cu care a venit în legătură. Am venit în mijlocul dumneavoastră nu numai ca un frate de dragoste, nu numai ca un frate de adevăr al fratelui Traian, ci am venit în mijlocul dumneavoastră să mărturisesc unitatea mea și a bisericii mele cu dumneavoastră toți și cu toți cei care cred în Hristos. În anul 1936, episcopul Iuliu Hosu al Clujului, primul cardinal român din istoria creștinismului românesc, a dat o scrisoare de binecuvântare părintelui Iosif Trifa. A binecuvântat oastea și a urat spor în suflete și spor în lucrarea de mântuire. Din voia lui Dumnezeu, din mina lui cea nesfârșită și din puterea lui de a ierta, m-a învrednicit ca astăzi să țin locul cu nevrednicie al acestui martir al credinței noastre,
în numele Lui și în continuarea misiunii Lui, împărtășesc binecuvântarea bisericii mele și unirea în credință a credincioșilor bisericii mele cu dumneavoastră toți. De aceea, să trăim această unitate, căci a trăi unitatea însemnează a fi conștienți că Dumnezeu este în mijlocul nostru. Acolo unde doi sau trei se adună în numele meu, și eu sunt în mijlocul lor. De aceea vă rog pe dumneavoastră să nu considerați aceste cuvinte ca pe niște litere moarte pe o pagină învechită de hârtie, ci să le considerați ca pe o realitate vie, ca cea mai sfântă și adevărată realitate, prezența lui Dumnezeu aici, nevăzut, dar viu, adevărat și eficace. Cum am putea trăi în prezența lui Dumnezeu decât iubindu-ne? Cum am putea trăi în prezența lui Dumnezeu decât unindu-ne? Cum am putea trăi în prezența lui Dumnezeu decât în sfințenie? De aceea tot ce se va întâmpla aici, prin mijlocirea fratelui Traian, care încă o dată ne-a mai făcut un dar, ne-a adunat în jurul lui, pentru că adunați cu toți împreună, încă o dată și înmulțit să-L avem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Așa cum L-a mărturisit prin viață, ne-L mărturisește și prin moarte, căci ne-a adunat aici, că adunați aici să-L mărturisim pe Hristos cel prezent, viu și adevărat în mijlocul nostru. Eu însumi, la căpătuiul mortului, om nevolnic ce sunt, nu mi-am putut reține lacrimile. Am văzut multe fețe înlacrimate și multe inimi zbuciumate aici. Mărturisesc însă că este o slăbiciune, fiindcă cum am putea să-L plângem pe fratele Traian, care acum s-a văzut visul, s-a văzut credința, s-a văzut speranța și adevărul mărturisării sale împlinite. Căci acum a ajuns acolo unde ne-am demnat pe toți să ajungem, a ajuns în dragostea cea nesfârșită a Dumnezeirii. Nu ne-a părăsit, cum nu ne-a părăsit nici Hristos după înălțarea sa la cer. Așa cum au sperat cei care L-au răstignit că i-au nimicit făptura și învățătura. Nici făptura și nici învățătura fratelui Traian nu va fi nimicită, pentru că este învățătura lui Hristos, cel veșnic și adevărat. Să avem această conștiință, această încredere, această siguranță că ceea ce n-a putut face fratele lui Hristos, fratele nostru Traian, cu trupul său obosit de suferință și de râvnă apostolică, va face înmiit de acolo din cer, pentru că lucrează de acolo cu ruga, cu genunchii frânți și cu inima înălțată împreună cu Dumnezeu. Să fim fericiți că din mijlocul nostru s-a ridicat cineva la cer. Să-i mulțumim lui Hristos că a socotit, că a sosit momentul ca fratele Doris să-și săvârșească cea mai importantă lucrare a vieții sale. Moartea, moartea jertfită pentru cuvântul mărturisit, moartea ca act de dragoste, moartea ca act de speranță, moartea ca act de iubire. Ce urare pot să vă fac acum,
nu-l plângeți, ci fiți fericiți că l-ați cunoscut și fiți încrezători că l-aveți în cer ca ocrotitor și cel care a știut să implore mila lui Dumnezeu pe pământ cu mult mai bogat va ști să vă împărtășească de acolo din cer. Pentru rugăciunile Maicii Preasfinte, Fecioare Maria, pe care atât a cântat-o el, pentru făgăduința lui Hristos, tot ce veți cere prin mine de la Tatăl, vă voi da. Să fim încrezători că sămânța aruncată cândva de părintele Iosif Trifa, să fim încrezători că acea sămânță care a fost udată cu lacrimile și cu sudoarea fratelui Traian, să fim încrezători că acel cuvânt al lui Hristos vestit de ei, trăit de dumneavoastră, va birui, aducând în lume și în neamul nostru Împărăția lui Hristos. Amin.